În perioada 12-16 august, Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara este gazda unui schimb de experiență la care participă un reprezentant al Poliției din Lituania, fiind organizate și desfășurate mai multe activități cu scopul familiarizării cu metodele de lucru ale altor state în domeniul siguranței școlare și a investigării cauzelor penale cu minori în calitate de persoane vătămate, suspecți sau martori. La activități participă și un reprezentant al Direcției Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Vizita polițistului lituanian a fost precedată de o săptămână în care un polițist din cadrul Biroului Siguranță Școlară a fost găzduit de omologii săi din cadrul Poliției Lituaniene pentru consolidarea schimbului de bune practici în cadrul unui program de schimb CEPOL 2024. În cursul anului școlar trecut, polițiștii hunedoreni, și aici mă refer la structurile de ordine publică, rutieră, siguranță școlară, au fost prezenți zilnic în incinta unităților de învățământ și în zona adiacentă acestora, în vederea creșterii gradului de siguranță școlară. Totodată, au desfășurat peste 1500 de activități preventive în cadrul orelor de curs, mesajul nostru ajungând la circa 30.000 de beneficiari, fiind organizate și 120 de acțiuni pe această linie de siguranță școlară. Dintre aceste activități preventive, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat circa 400 de activități preventive în cadrul orelor de curs, mesajul nostru ajungând la peste 15.000 de beneficiari. O parte dintre activități au fost desfășurate în cadrul a patru campanii. Campania Alege Libertatea, campania națională împotriva folosirii obiectelor periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar, campania Vrei să fii polițist? Hai să ne cunoaștem și campania Tu știi ce consecințe au faptele tale? Fii informat, alege inspirat.